Începând din acest an, toți proprietarii de teren au prin lege obligația de a-l curăța, de a tăia vegetația și de a îngriji copacii de pe suprafața deținută. Dacă aceștia nu au posibilitatea de a face acest lucru, primăria poate igieniza un teren contracost și trimite factura proprietarului. Gunoaiele care zac pe terenurile intravilane au devenit o problemă care preocupă din ce în ce mai mult cetățenii. Pe lângă impactul negativ asupra peisagisticii urbane, acestea se pot transforma în adevărate focare de infecție, punând în unele cazuri în pericol sănătatea, viața și siguranța cetățenilor toți proprietarii de teren au prin lege obligația de a curăța periodic suprafața deținută, în caz contrar aceștia pot fi amendați. De asemenea, prin noua lege se permite autorităților locale să facă lucrări de curățenie sau de ratizare pe proprietăți private fără acordul și pe banii proprietarului. Începând din acest an, toate terenurile care sunt uh, neîngrijite, chiar dacă sunt îngrădite sau neîngredite, uh, vor trebui să arate altfel, având în vedere faptul că Primăria Turnul Severin oferă un serviciu de îngrijire, de curățire contra cost a acestor terenuri. În, ca să fiu mai pragmatic, practic, dacă cineva nu are posibilitatea să-și îngrijească un teren, vin eu, îi cer acordul, Primăria Turnul Severin îi cere acordul și poate Primăria, contra unor sume care le-am publicat astăzi, să îngrijim acest teren. Legea numărul 273 din 2020 mai stabilește că atât autoritățile și instituțiile statului cât și persoanele fizice sau firmele vor trebui să îngrijească bine clădirile și terenurile pe care le dețin, inclusiv prin curățarea periodică a fațadelor, zugrăvirea clădirilor sau spălarea geamurilor acestora.